Accident șocant în Drobeta, Turnul Severin. Un bărbat de 35 de ani care s-a dovedit că nu avea permis de conducere și era sub influența substanțelor interzise a scăpat mașina de sub control pe cel mai mare bulevard din oraș. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Autoturismul a derapat câțiva metri, după care s-a izbit de un semafor, șoferul fugind de la fața locului. Impactul a avut loc chiar în dreptul unei treceri de pietoni, dar din fericire, în zonă nu se afla nimeni în acel moment. Șoferul era sub influența substanțelor psihoactive și nu deținea permis de conducere. Două persoane conștiente și cooperante au primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMURD și echipajul SAJ, ulterior fiind transportate la spital. Pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul accidentului. Persoana în cauză a fost reținută inițial pentru 24 de ore, fiind prezentat judecătoriei Drobeta, Turnul Severin, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, măsură ce a fost însușită de instanță. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și părăsirea locului accidentului, ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. În urma cercetărilor efectuate de polițiștii biroului rutier, a fost identificat conducătorul auto, un bărbat de 35 de ani din Drobeta, Turnul Severin. Totodată, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în urma testării cu aparatul drug test a rezultat o valoare pozitivă pentru substanța cocaină. În aceea zi, la câteva ore distanță, a mai avut loc un accident în aceeași intersecție pe bulevardul Tudor Vladimirescu, în care un copil de 2 ani și jumătate și bona acestuia au fost loviți pe trecerea de pietoni. Șoferul povestește că a depășit o mașină care se oprise pentru a acorda prioritate copilului și bonei. Pentru gestionarea acestui accident, în care au fost implicați doi pietoni, au intervenit un echipaj de paramedici din cadrul detașamentului Drobeta, Turnul Severin, cu ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. În urma accidentului, o femeie în vârstă de circa 55 de ani a suferit un traumatism la nivelul membrului inferior și a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMURD, ulterior fiind transportată la spital. Echipajul SAJ a acordat primul ajutor medical unui minor în vârstă de 2 ani, pe care l-au transportat în stare de conștiință la unitatea de primiri urgențe din Drobeta, Turnul Severin. Poliția a deschis o anchetă, iar șoferul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.